Și este alertă și în două școli din județul Gorj, alte două, pentru că iată un alt caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat în rândul cadrelor didactice. Este vorba despre o profesoară de la Colegiul Național Tudor Arghezi din Târgu Cărbunești. Cadrul didactic a intrat în carantină, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare. Profesoara a luat virusul de la soțul ei, care a fost bolnav de coronavirus. În acest moment se așteaptă rezultatele anchetei epidemiologice, care va stabili cu exactitate măsurile care se impun. Avem la Colegiul Tudor Arghezi, Târgu Cărbunești, o profesoară confirmată. A fost soțul ei inițial bolnav și ulterior s-a stabilit că și dânsa este infectată. Ea mai are 5 ore la Colegiul Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu. Deocamdată nu se cunoaște, adică nu știm măsurile care se impun vis-a-vis de elevii cu care a intrat în contact și cu profesori, pentru că așteptăm ancheta de la DSP. De la începutul anului școlar, 10 de cadre didactice au fost infectate cu coronavirus. Dacă e să mergem de la începutul anului școlar de pe 14, total au fost 27. Așa, acum, cred că în ultima săptămână, 5 cadre didactice în ultima săptămână. La nivelul județului Gorj, în 363 de unități școlare se învață în scenariul verde, iar în 98 de școli, elevii învață în sistem mic, atât cursuri online, cât și cursuri normale.